Vreau astăzi, la această cumpănă de ani, când tradițional în satul nostru, în comparație cu alte sate care nu fac această sărbătoare, noi am reușit să ne vedem cu dumneavoastră astăzi în această frumoasă sărbătoare în jurul bradului, pentru a mulțumi Domnului că în anul 2015, anul când împreună cu dumneavoastră am reușit să luăm administrația raionului după alegerile din iunie 2015, datorită și mulțumită dumneavoastră s-a produs această schimbare și vreau astăzi, la acest sfârșit de an, după jumătate de an de activitatea Consiliului Sătesc Costești, vreau să vă trec în revistă câteva din cele realizări pe care le-am reușit împreună cu Consiliul, împreună cu aparatul primăriei, ca dumneavoastră să cunoașteți și să transmiteți și altora, poate și celor care spun că nu se vede nimic în satul nostru realizat. Vreau să vă spun că chiar de la începutul mandatului am ținut să ținem legătura cu dumneavoastră. Pentru că despre ce se întâmplă în primărie, în sat, trebuie să cunoașteți. Și astfel am insistat ca, chiar imediat după prima, a doua lună, până în septembrie, să deschidem site-ul primăriei. Eu cred că cei care sunt aici, o bună parte din dumneavoastră, cunoașteți de acum site-ul și vreți să fiți la curent cu ceea ce se întâmplă în sat și este vorba despre site-ul Costești Media. Vreau să zic că despre această realizare numai un neajuns este că foarte deseori, mai ales atunci când sunt știri cu o dorință mare de a le accesa, nu rezistă site-ul. Și dacă sunt peste 500 de accesări, el se blochează. Și din acest moment vreau să-mi cer scuze pentru că nu am planificat o rată atât de înaltă a citirii site-ului nostru și în anul viitor vom face un contract mai mare cu cei care îl deservesc. Deci deschiderea site-ului nu este o realizare mică, dar sper să fie pe măsura așteptărilor dumneavoastră. Pe urmă, un lucru foarte important în satul nostru a fost elaborarea planului strategic dezvoltarea satului. Dumneavoastră știți că orice proiect care urmează să se desfășoare în sat trebuie să fie în baza planului de dezvoltare social-economică a satului și noi l-am elaborat împreună cu consilierii pe 5 ani. La ziua limbii, știți cu toții, dragi copii, mai ales cei care sunteți aici elevi, am premiat 15 elevi care au fost cei mai performanți în anul școlar precedent. Și asta ne propunem să o facem în continuare cu cei mai buni elevi care vor înregistra performanțe. Tot în această perioadă am reușit să încheiem acorduri de colaborare. Știți că și la nivel de instituții, la nivel de familie, este foarte bine să ai prieteni. Primăria Costești, până în prezent, a reușit să facă legătură și acord de colaborare cu județul Bacău, România, pentru ca împreună să realizăm proiecte în localitățile noastre. Avem scrisori de intenții cu Hârleul, România, și recent, câteva zile în urmă, am făcut o scrisoare de intenții cu o localitate din China. De ce nu? Costeștiul să aibă colaborări și acolo. Pentru că, datorită susținerii domnului ministru al agriculturii, această scrisoare a fost posibilă de expediat. Este vorba despre o localitate foarte mare din China, dar noi cu mare cinste și onoare vom onora aceste legături de prietenie cu localitățile din lume. La fel, în această toamnă am reușit să facem o sărbătoare frumoasă persoanelor în iadate. La 1 octombrie ne propunem în fiecare an persoanele în vârstă să le onorăm cu mare cinste și respect pentru ca să simtă suportul nostru împreună cu toți cei care ne vor fi alături. Un succes mare despre care vorbim în ultimul timp, în sfârșit s-a produs. Este vorba despre darea în exploatare a casei de ambalare. Cu toții știți că în satul nostru s-a desfășurat timp de 2 ani un proiect pilot. Pentru prima dată în Republica Moldova s-a încercat să se construiască o casă de ambalare a strugurilor și fructelor și în toamna aceasta a fost dată în exploatare și chiar acum se ambalează fructele și legumele noastre, strugurii în mod deosebit pentru a putea fi exportați
cu ajutorul locuitorilor de pe strada Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, s-a reușit să se betoneze această stradă. Consiliul Sătesc-Costești a contribuit cu 100.000, locuitorii cu 50, și iată că s-a văzut realizat visul lor. Celor în această toamnă, nu de mult, satul nostru a deținut întâietatea la Festivalul Tinerilor Activi. Costeștiu a suflat toate premiile de acolo. Așa că și la acest moment ne putem mândri, pentru că tinerii noștri sunt foarte activi pentru ca să obțină premiile care le oferă și Consiliul Raional. Am început aprovizionarea bătrânilor, invalizilor, familiilor cu mulți copii vulnerabile cu lemne și acest proces va continua. În timpul imediat următor am construit o rețea de iluminare și vreau să cred că până la anul nou va fi aprinsă. Este vorba despre drumul central, Gârlea și Movila. Și cred că dacă ați ajuns noaptea sau dacă vă aprinde noaptea aici, veți vedea și aceste decorații stradale pe care le-am reușit împreună cu agenții economici să le procurăm și care de fapt înfrumusețează satul nostru în acest prag de an nou. Vreau să mulțumesc celor peste 30 de agenți economici care au contribuit ca să le procurăm și să simtă și locuitorii satului nostru această frumusețe de anul nou. S-a avut loc proiectarea stadionului central. Știu că tineretul tare mult își dorește, noi la fel ne dorim foarte mult să susținem și sportivii satului nostru care să poată avea condiții pe un stadion amenajat. Și iată că în această perioadă mică am reușit să facem proiectul, pentru că acesta este prima etapă. Tot în această perioadă s-a finisat curățirea canalului de scurgere. Ne-ați recunoașteți că în primăvara anului acesta a fost inundate peste 150 de case și din acest motiv a venit necesitatea de a face curățirea acestui canal. Și nu în ultimul rând vreau să vă spun că recent satul nostru a câștigat un proiect de aprovizionare cu apă potabilă a celor care locuiesc în sectorul Gârlea. Pentru că în această perioadă ne-am confruntat cu această problemă pe care o au locuitorii din această zonă, pentru că beau apă destul de prost din punct de vedere al sanitației. Și primăria noastră a câștigat un proiect de 300.000 care urmează să desfășoare această condiție bună sanitară de asigurare cu apă potabilă a locuitorilor de la Gârle. Cu detalii vă vom informa pe parcurs. Iată, acestea sunt cele mai importante activități care s-au desfășurat pe perioada de jumătate de an a Consiliului nostru, a primăriei noastre. Cu toate evenimentele importante din sat, vă vom informa pe parcurs și fiți la curent cu informațiile de pe site-ul primăriei noastre. Dragii mei, acum vreau să vă felicit cu aceste frumoase sărbători care se apropie. Este vorba despre cumpăna dintre ani și în acest moment, în aceste momente când fiecare ne apropiem de orologiul care ne va apropia anul 2016, vreau să doresc fiecare dintre dumneavoastră pace, înțelegere, bunăstare, dragoste unul față de altul. Fie ca în familiile dumneavoastră să domine aceste relații, pentru că numai după asta va veni bunăstarea, după asta va veni înțelegerea și respectul. Eu vreau să vă doresc sărbători fericite și la mulți ani!